Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște împreună cu noi. Vom începe în această seară, de joi seară la ora 19, slujba de cina Domnului și în timpul acestei slujbe, Cuvântul Lui Dumnezeu va răspunde la o întrebare: ce vrea Iisus? După ora 20, începem un maraton de rugăciune, timp de 24 de ore, și ne rugăm pentru binecuvântarea unei spiritualități puternice personale, ne rugăm pentru țara noastră, ne rugăm pentru bisericile noastre. Alegeți-vă o oră în care să fiți cu noi, atât în noapte cât și mâine pe zi, ca să fim mulți și puternici, ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Puteți să ne trimiteți un e-mail pe rugăciunearoncireșari.ro și să ne spuneți dorința voastră de a vă lua o oră și a pune la dispoziția lui Dumnezeu și a sufletelor voastre. Vineri, seara la ora 20, vom termina acest maraton de rugăciune. Duminică dimineața, slujba de Paști de la 9:30 și în timpul acestei slujbe vom avea din nou cina Domnului în sala Cireșarii, Biserica Sfânta Treime. Titlul predicii: promisiuni goale de Paști. Seara de la ora 18, o slujbă a Bisericii Sfânta Treime, o seară de tineret și în același timp un botez nou testamental. Predica va purta titlul: nu există înviere fără moarte. De aceea suntem siguri că vom putea sărbători împreună aceste frumoase sărbători și tuturor celor care veți fi cu noi pe Cireșarii TV sau în sala Cireșarii, vă dorim sărbători binecuvântate.